Am rămas foarte impresionată și eu cred că o să fie grădina aceasta senzorială, o să fie foarte benefică pentru copiii noștri, pentru copiii cu CES și nu numai. Cred că după o zi încărcată de câte 7 lecții o să fie un moment de relaxare și o să le fie mai ușor să activeze mai departe. Sunt extrem de bucuroasă pentru acest liceu, pentru toți copilașii și părinții care sunt aici, dar și pentru întreg municipiul Bălți, pentru că este într-adevăr ceva deosebit. Și dacă anterior auzeam numai din alte țări că există locușoare speciale, senzoriale, acum și azi a fost posibil a fi deschisă această grădină senzorială. Copiii aici se simt mai liberi. Am observat copilul că mergea și pipăia toate lucrurile acestea. M-a impresionat foarte mult. Am văzut că e foarte mult îi place aici, în grădină. Grădina senzorială este un concept nou pentru Republica Moldova. Este împărțit în 4 zone. Deci acolo este zona de grădinărit, unde copiii pot să facă activități fie cu plantele, fie în pământ. Da? Aici avem zona tactilă, zona unde sunt două panouri senzoriale în care copiii pot să meargă și să atingă diferite straturi. Și iată acolo avem zona de odihnă, zona zen. Este alee senzorială care cuprinde în sine foarte multe, deci tot la fel stimulează tactil, mai ales pe picioarele, deci este recomandat de mers pe alee senzorială de sculță. Acest proiect are foarte multe beneficii, atât pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, cât și pentru întreaga comunitate educațională. Deci, acesta este un spațiu care anterior nu a fost valorificat, un spațiu destul de mare, care astăzi a prins viață și acest spațiu este securizat și este accesibil tuturor celor 1581 de elevi. Grădina senzorială este un instrument valoros din punct de vedere a sănătății mentale și bunăstării generale, de fapt, care are de fapt scopul de a promova starea emoțională și psihologică a întreg colectivului. Diversitatea activităților care urmează să fie prestată în această grădină va fi una valoroasă pentru copiii noștri cu cerințe educaționale speciale, pentru că vom pune accent pe dezvoltarea tuturor domeniilor de dezvoltare a copiilor, pornind de la dezvoltarea fizică, dezvoltarea socioemoțională și relaționare.